Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mor. Bună dimineața! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț și știri din Neamț. Viața noastră este făcută sau se construiește de cele mai multe ori în timpul, în jurul unor evenimente numite examene. Examenele pot fi de mai multe feluri, dar acum suntem, să spunem așa, suntem în plină vară de acum și încep să apară examenele școlare. Există o mulțime de lucruri care trebuie cunoscute de cei care sunt implicați în aceste evenimente, de la elevi, în primul rând, părinți, profesori, autorități locale, să nu uităm și acest lucru. Și toate aceste lucruri trebuie cunoscute. De aceea l-am rugat într-o ediție mai scurtă ca de obicei, până la ora 9, pe domnul general de Neamț, Mihai Obreja, să ne spună câteva lucruri despre tot acest proces, plus concursul pentru posturile de director și director adjunct în școli. Bună dimineața, domnule. Da, bună dimineața dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră. Pentru noi, cei din învățământ, urmează o perioadă, să spunem, plină, o perioadă care nu este ușoară, o perioadă care presupune multă atenție, multă responsabilitate din partea celor implicați. Și încep cu cei din Inspectoratul Școlar, deci noi suntem cei care organizăm și răspundem de organizarea și desfășurarea examenelor naționale, colegii directori din teritoriu și sper eu să beneficiem și de sprijinul părinților, cel puțin în sensul acesta de a avea grijă de copii în perioada aceasta, pentru a nu suprapune, poate, nefericit la un moment dat examenul cu experiențe nedorite. Bun, acum am înțeles că oricum există o săptămână de suprapunere la evaluarea națională? Da. Noi am primit deja o notă de la Minister pentru acea săptămână acolo unde este organizată evaluarea națională. Ceilalți elevi, celelalte clase vor trece în online. Dacă se desfășoară într-un alt corp de clădiri, nu e nicio problemă, cursurile se pot desfășura normal, la fel la centrele de evaluare și noi vom avea centre de evaluare în județul Neamț și la evaluare națională și la BAC. Acolo nu se mai pot desfășura cursuri, copiii merg în online, bine, la fel sub rezerva, dacă avem un alt corp de clădiri, ca să nu... Să putem valorifica aceste zile acum, când incidența a scăzut sub 1 în toate UAT-urile, să rămână copiii mai mult la școală, să poată fi definitivată situația. Dar... Folosesc și acest prilej să le transmit colegilor directori, colegilor profesori, să trateze cu maximul de seriozitate, dar în același timp și responsabilitate, încheierea situației școlare. Să nu uite că elevii au stat o bună parte din timp acasă și cred eu că s-au înregistrat și sigur și goluri care mai pot fi acoperite acum, dar nici să manifestăm trebuie să existe dorință reciprocă, da, pentru a acoperi golurile. Ea categoric. Nu numai din partea adevărat. Profesorului. Sunt orele acele remediale care spunem noi că merg bine. Dar asta îmi doresc eu, să nu fim exagerați în cerinții, să îi ascultăm până în ultima zi, au proiecte, au teme, deci avem ce evalua încât să putem încheia situația la copii în această perioadă, spuneam, mai special. Primul examen este evaluarea națională. Copiii se înscriu în această săptămână. Sunt înscriși automat de secretariatele unităților de învățământ.
vom avea aproximativ 3600 de copii care vor participa la acest examen foarte important și important pentru fiecare copil. De ce? Prin rezultat pot accesa posturi la licee, fiecare își dorește o școală cât mai bună, la școli profesionale. Deci numărul de locuri aprobat prin planul de rețea este în concordanță cu numărul de absolvenți, deci să nu-și facă probleme, toți copiii vor putea să ajungă pe un loc. La liceu sau la școală profesională? Bine, nimeni nu-și face probleme că n-ajung copiii pe un loc. Problema care cred că ar trebui să ne preocupe pe toți este să n-ajungă copii cu note sub 5. Sub 4. Da, sau sub 4. Da. Pentru că nu e tot una cum ajunge un copil din clasa 8 în clasa 9. Mai mult decât atât, eu am cunoscut și cred că ați cunoscut și dumneavoastră profesori de liceu care au spus că au primit copii în clasa 9 care nu știau să scrie. Care nu știau să scrie. Da. Și atunci examenele sunt bune, dar cuvântul examen, cel puțin în privința evaluării naționale, din punctul meu de vedere, și-a pierdut conținutul în mare măsură. Da, aici, pentru că am urmărit îndeaproape și schimbările care s-au produs, pentru că anul acesta, examenul acesta de evaluare națională are și lucruri noi, faptul că nu mai primește foaia cu subiecte, se transmite varianta, se generează o broșură care ajunge la fiecare elev. Deci nu mai au separat o foaie cu subiecte, pe acea broșură au iteme, au întrebările, subiectele și acolo și răspund. Ei au lucrat variante pe parcursul semestrului al doilea. Săptămâna aceasta ministerul nu a mai pus stop la aceste variante, tocmai pentru a le lăsa și răgazul necesar să mai lucreze, să mai revadă un pic tematica cuprinsă în programa de examen. Bun. Școlile sunt pregătite pentru că am fost atenți la acest aspect. Fiecare școală trebuie să aibă imprimante pentru a putea, spuneam, genera acele broșuri. Au materiale sanitare. Atât le adresez rugămintea la colegii directori să trateze cu maxim de seriozitate instruirea profesorilor asistenți. Și asta este valabil și la examenul de evaluare națională și la examenul de bacalaureat. Pentru că, într-adevăr, la cei de 8-a lucrurile arată un pic diferit față din anii din urmă și atunci misiunea noastră este să îi facem să înțeleagă corect cerințele formulate la examen. Și eu cred că nu vor fi dificultăți, avem experiența de simulării și notele au fost relativ mai bune față de ultima simulare care a fost, cred că, în 2019 și asta ne face să credem că și rezultatele la examen acum vor fi bune. La examenul din 22-25. Acum mai este o problemă, domnul Jean, depinde și de subiecte. Da. Depinde și de subiecte și am impresia că tendința este aceea că haideți să vedem totuși, am trecut printr-un an greu și să dăm... Da, asta s-a reglat un pic la program, încă au fost scoase niște teme din programă, dar examenul rămâne totuși examen, sunt și subiecte din acestea tip PISA, pentru că dacă nu vom exersa astfel de subiecte la evaluări, începând de la cele 2, 4, 6 și evaluarea aceasta care înseamnă examen propriu-zis, vom schimba, cred că greu, poziția aceea pe care o ocupăm în mod constant în evaluările internaționale PISA. Trebuie să avem grijă și de copii, să le explicăm totul la sala de examen. Au 120 de minute, 2 ore, că au fost întrebări, dar acum avem procedura foarte clară. Cele 2 ore sunt pentru elaborarea răspunsurilor.
au un sfert de oră înainte când primesc acele broșuri cu subiecte și când profesorii, asistenți, le vor explica exact cum să procedeze în redactarea lucrării. Da, deci cu evaluarea ne-am... Da. Deci cum, când începe exact? Începe pe 22, deci avem liber pe 21, e a doua zi după Rusalii, va fi prima probă marți și urmată de proba de matematică. Limbă maternă noi nu avem aici în județ. La fel, tezele vor fi corectate în alt județ, se respectă cam exact toată metodologia de anul trecut, de anul trecut. Și din acest punct de vedere, eu nu fac griji, nu au fost contestații, nu au fost sesizări, deci e datoria noastră să luăm tezele din centrele de examen și să le predăm mai departe și ele ajung acolo unde trebuie la evaluare și eu cred că e bine așa, că se elimină total contactul acesta între persoane care poate genera suspiciuni și știm cu toții că atunci când sunt examene apar suspiciuni, în anii din urmă poate unele au fost chiar îndreptățite, dar acum s-a eliminat, eu spun total, această posibilitate de, spunem, de viciere până la urma unui examen. Și notele acelea sunt notele copiilor obținute în urma evaluării, care trebuie să fie și ea cu seriozitate, evaluezi lucrările copiilor din alt județ, trebuie să fii atent, pentru că am avut cazuri în care au existat diferenții mari între nota de la prima corectare și a doua, de la prima corectare și de la contestație. Deci trebuie atenție și eu zic și respect. E vorba de munca unor copii, de munca părinților. Părinții sunt cei care în această perioadă... Și a colegilor profesori care au predat. Și a colegilor profesori care au predat la clasă. Deci vedeți că suntem toți prinși în aceste examene și de aceea li și adresez rugămintea, poate chiar mai mult decât rugămintea, să se implice toți în aceste examene. N-o să aprobăm concedii la directori, și profesorii vor pleca în concediu, au timp, sunt două luni totuși, iulie, august, au mai avut și în vacanțele de pe parcursul anului școlar, pentru că de multe ori gândim așa, sunt examenele elevilor, nu, sunt examenele noastre, într-un fel și profesorii dau un examen, este munca de 4 ani la disciplinele de examen. Haideți pe scurt să vorbim despre BAC. Examenul de bacalaureat, la fel, aduce noutăți, sunt echivalate probele de competențe lingvistice și digitale, deja avem procedura, am transmis-o în școli, mai puțin la cei care provin din serii anterioare. Dar și acolo avem o procedură, avem un calendar și nu sunt probleme. Sunt mai mulți candidați înscriși, cred că în jur de 3800, avem inclusiv arondați din alte județe, dar acolo unde nu există specializare autorizată, acreditată, după cum și de la noi unii pot fi arondați care au terminat la noi, pot susține bacalaureatul la acolo unde au domiciliu astăzi. Examenul de bacalaureat începe cu prima teză pe 28, sunt la fel 3 tezi, la fel sper să tratăm cu toții la modul cel mai serios, responsabil și examenul de bacalaureat. Nu mai există acea etapă specială, că anul trecut am avut o etapă specială la BAC, anul acesta a rămas doar pentru evaluare națională. Copiii care, din motive medicale, COVID în primul rând, nu vor fi prezenți la evaluarea națională din 22-25 iunie, vor putea să se înscrie la această etapă specială. De altfel, și anul trecut am avut etapă specială la clasa 8-a. La examenul de bacalaureat, însă, anul acesta, mergem pe cele două sesiuni și eu cred că este corect. Adică Ministerul a revenit la o practică, spunem, normală, pentru că nu ai luat examenul la prima sesiune, nu l-ai trecut, ai posibilitatea la sesiunea din
august. Discuțiile acelea cu înscrierea la facultate, fiecare știm, ne pregătim, dorim să ne înscriem la prima etapă, nu? Ne pregătim pentru așa ceva. Cine o să treacă examenul, o să vină la sesiunea din august. Bun. Haideți să ajungem la un subiect mai sensibil. Și mai avem cele două examene pentru adulți, dar eu zic că acum nu e cazul să discutăm despre ele. Sunt pregătite, înscrierile s-au făcut la definitivat, se fac cursuri prin Casa Corpului Didactic, cursuri gratuite. La fel, la titularizare s-au înscris, da? Avem mai mulți anul acesta înscriși la titularizare. Să vedem în ce măsură și putem acoperi posturi, că există și posturi pe tablou cu posturi, și la învățători, și la educatoare, pentru că anul trecut au plecat din sistem prin pensionare mai multe persoane. Au revenit puține pentru reîncadrare. Deci cele două examene sunt mai încolo un pic, dar nu ne facem probleme, că e un examen cu probă de o zi, la fel. Lucrările vor fi duse în centre universitare de regulă. Da. Și mai avem concursul cu directorii. Ei, aici vreau să vă întreb ceva, că acolo noi am publicat datele de concurs propuse, că încă nu avem. Da, e în dezbatere publică și metodologia și calendarul. Am văzut că este o diferență mare de timp între prima probă, cea care se ține scrisă. Da, în 27 este proba scrisă, și iulie. Cealaltă e în septembrie. Iar proba de interviu va avea loc în a doua parte a lunii septembrie, cu înscrieri, și se va încheia în decembrie. În decembrie. Și vor primi atunci și deciziile de numire pe post directorii, începând cu 10 ianuarie 2022. S-a ajuns la această formulă pentru că luna august în general este lună de concediu și un astfel de concurs implică iarăși resursă umană, ai nevoie. Am înțeles, dar mie mi se pare că din ce citesc eu acolo, da, din ce am citit, nu știu, că n-am intrat în regulament, profesorii se înscriu care doresc, primesc notă, dacă obțin nota minimă, deci este proba scrisă, și după aceea ei se pot înscrie oriunde pentru postul de director? Da, se pot înscrie și la altă școală. Real. Deci cred că, dacă am citit bine și în metodologie, pot avea două opțiuni. Deci mă înscriu la școală. E ca de exemplu, se formează un fel de corp al directorilor, după care... Ei aplică pentru una din poziții. Se inițial să poată aplica pentru orice școală. Și probabil s-a restrâns doar la două opțiuni, pentru că există și niște riscuri. Noi sperăm să nu se întâmple așa ceva, să nu avem un număr suficient de candidați sau la o anumită școală. Și atunci să puteți reloca. Da. Și la cerere. Sunt discuții aici cu proba aceasta scrisă. Unii spuneau că ar fi trebuit să fie doar cu admis respins. Și, practic, proba aceea de interviu, realizată așa, cum e conceput metodologia, să fie decisivă pentru angajarea unui director pe post. Se dorește foarte mult și eu cred că prin acest concurs, bineînțeles în condițiile în care se vor înscrie cât mai mulți colegi, vom putea avea directori care, în perioada care urmează, să poată realiza într-adevăr obiective care vizează învățământul, educația de calitate. Directori care să administreze bine școala, pentru că învățământul va beneficia de o sumă mare prin programul acesta național de redresare și reziliență și dorința este ca aceste sume de bani să ajungă și în școli și școlile să fie cele care, de exemplu, să facă achiziții, laboratorii, să dezvolte școala pe conceptul acesta de școală sau școli verzi. Ori pentru aceasta trebuie o pregătire, eu spun, deosebită, nu numai să cunoști legislația din domeniu, care știm că este
și ușor stufoasă. Sperăm că și aici, până la sfârșitul anului, să avem o altă lege a educației naționale, pentru că ce avem acum e și greu de urmărit. Deci asta ne dorim, director care cu adevărat să administreze școlile, pentru că știm cu toții că au fost destule situații în care directorii, așa, chiar pentru un concurs, nu au fost ceea ce trebuia sau în acord cu ceea ce ne am așteptăm înțeles. Noi de la... Bun, dorințele există întotdeauna, da. Dar de la vedea, dorință da. Până la realitate... Este adevărat, da. Spuneți-mi, mai are atât de mult importanță în comisiile, vorbesc de interviu, proba a doua, da. Factorul administrație locală? Da, acolo apare într-adevăr în metodologie, în comisia constituită atunci, din dacă apare, persoane. Rămâne și suspiciunea ca, rezonabilă, ca să da. Spunem. Suspiciunea că... vor fi tot timpul în zona examenelor. Acum câteva zile le explicam la părinți. Că factorul politic va fi implicat. În cartier le explicam că aceste examene la care sunt, în care sunt implicați copiii sunt examene sigure. Nu mai există niciun fel de posibilitate de intruziune. Deci eu nu mă mai refeream la copii și, aici. Nu, dar respectivi încă nu cred. Nu cred pentru că așa sunt obișnuiți. Au fost de-a lungul timpului, așa da, au fost obișnuiți și de multe ori și părinții au încurajat anumite practici, dacă sunt toată lumea corect. A încurajat. Toți lumea. Cei care au fost în zona examenelor au încurajat într-un fel sau altul, au ridicat și au promovat semne de întrebare. Aici, la directori, pentru că este interviu, el este înregistrat, deci totul va fi, să spunem, transparent. Mi-este greu să cred, la un moment dat, că vor fi intervenții în sensul acesta de ordin politic. Pentru că acolo vor fi doi profesori desemnați de Consiliul Profesoral prin vot secret. Da? Și aici trebuie responsabilitate, nu? Să vedem dacă acel Consiliu Profesoral chiar ține la școala aceea și își dorește, da, ca cei doi profesori din comisie să fie, într-adevăr, cei mai pricepuți, cei care pot evalua cel mai bine, mai obiectiv, candidații înscriși la concurs în acea unitate școlară. Va fi un inspector școlar, pentru că responsabilitatea organizării desfășurării examenului este în sarcina noastră, inspectoratului școlar, și va fi și un reprezentant pe zona aceasta de resurse umane de la instituții de învățământ superior, de la companii, așa este trecut în metodologie. Vom vedea când ea va fi aprobată prin ordin de ministru, dacă rămâne în forma aceasta. Din această cauză se și întinde concursul acesta în etapa a doua cu interviul până în decembrie. Păi nu de va asta, fi ușor. De asta am spus că deci pare... 60 de minute un candidat la proba de interviu. De acolo, cel puțin în momentul acesta, din textul supus dezbaterii publice, rezultă că nu se mai evaluează CV-ul și eu zic că este bine. Pentru că în toți acești ani, foarte mulți dintre noi din învățământ am umblat după cartoane, după diplome, luate, și aici să-l citesc pe domnul ministru, la Rusia, da? Acolo trecerea spre Bulgaria, da? Da. La chioșcul de ziare, sau la dincoace, la Chișinău, pentru că am auzit cu toții și am reținut cu toții cum plecau autocare de prin județe, mergeau la Chișinău, veneau de acolo după două zile cu certificat de formare, cu nu știu câte credite, câte ore, multe dintre acestea fără acoperire. Domnul general, se organizau excursii, da, sau excursii, au fost da. Oameni care lucrează în învățământ și care organizau aceste lucruri, ba chiar erau mulți dintre da. Ei și formatori. Toate acestea au viciat mult de tot și de aici și neîncrederea, pentru că în corpul acela național de experți, de exemplu,
care la noi în județ înseamnă, cred că, 800 de persoane, deci 800 de experți în educație în județ. Dacă la început s-au respectat cu strictețe cerințele de acolo, era și mai greu atunci să se înscrie mai mulți, pentru că primul ordin dat pe subiectul acesta, cred că a fost în 2012. Abia atunci oamenii își făceau masteratele. Ei, după 2012, în fiecare an, încă o serie, și s-a ajuns, vă dați seama, dacă punem o medie de 800 cu 40 de județe. Da, avem foarte mulți experți. Da, zeci de mii de experți în educație și noi avem probleme în școli. Avem probleme cu administrarea școlilor, avem fenomene de bullying. Da? Domnul general, o să vă rog să facem o pauză pentru o intervenție care este programată acum pe Skype. Da. Și după aceea vreau să discutăm un pic despre fișa de feedback, care de astăzi am înțeles că intră, e publicat în Monitor oficial și intră merge, în vigoare. Să spunem, în luna iunie, experimental. Noi încercăm acum o legătură pe Skype să vedem dacă vom reuși. Și dacă reușim, dacă nu vom intra prin telefon, încercăm. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că vă avem în direct. Este doamna Loredana Pană, de la coordonator de proiect Mai Mult Verde. Bine ați venit la cafeaua noastră de dimineață. Mă auziți? Este da, tot ok. Bine v-am găsit. Eu vă aud foarte bine. Și noi vă vedem foarte bine. Okay. Și telespectatorii noștri vă văd foarte bine. Vroiam să discutăm pe scurt despre programul pe care îl coordonați. Noi am intrat în acest parteneriat pentru că agreem aceste politici, să spunem așa, de mai mult verde sau verde în față, cum doriți dumneavoastră, sau verde printre betoane. Da. Vă rog să ne spuneți mai multe, să ne spuneți câteva cuvinte despre program, activitatea care a avut loc la Bicaz la finalul săptămânii trecute. Deci, proiectul Verde în față este un program care încurajează folosirea la scară largă a filmului documentar ca instrument educațional. Ne dorim ca prin filmul documentar să introducem în școli noțiuni legate de activism, drepturile omului, ecologie și în special activități sustenabile și pe termen lung. Este important ca să învățăm de la o vârstă cât mai fragedă, ca să zic așa, că este datoria noastră să ne implicăm pentru protecția mediului, iar rezultatele le vom simți cu toții pe termen lung. Noi, proiectul a început în luna martie, avem parteneriate cu școli din județul Neamț, Tâmbovița și Hunedoara. Am lucrat cu profesori, am avut un curs intensiv cu ei pentru folosirea filmului documentar și am încurajat să îl folosească la clasă ca materie opțională în orele de dirigenție sau diferite ore când au timp și pot introduce. Pe platforma kinoteca.blogzero.ro sunt peste 10 filme documentare de mediu pe diferite teme. Fiecare film are o fișă de lucru, iar profesorul o poate folosi la clasă. Ei asta au învățat în timpul cursului practic, să răspundă și să încurajeze elevii să gândească critic pe baza temelor propuse în film. Ne-am bucurat foarte tare că și la Bicaz am fost primiți cu mult entuziasm. Deci ați fost primiți cu bine la Bicaz. Da. Înainte de film am organizat și o campanie de ecologizare în localitate. Am fi vrut să mergem pe malurile râurilor unde sunt mai multe deșeuri aduse de apă în general, însă vegetația și ploile care ne-au v-au oprit. Care au fost foarte abundente, dar în ultima perioadă ne-au oprit, însă chiar și așa am strâns mulți saci de gunoaie și cred că peste 60 de persoane au participat, și tineri și adulți, și a fost o activitate foarte frumoasă. Proiecția de film a mutat în sala de sport tot din cauza lui, însă a fost foarte interesant și mă bucur că am fost atât de bine primiți, ca să zic așa. Spuneți-mi un pic reacția copiilor, care a fost?
Păi ei s-au bucurat în primul rând că mă gândesc că nu au o experiență cinematografică atât de des. În Bicaz nu există cinematograf, dar știu că este în Piatra Neamț, dar nu este atât de aproape. Ca să fac o glumă, vă întrerup un pic. În Bicaz nu există cinematograf și muzeul este închis. Da, din păcate asta este situația. Se întâmplă în multe localități din România, în zonele rurale cu precădere, dar chiar și în urban mic. Și ideea noastră este să împletim aceste activități, adică și culturale și mersul la cinema, cu o temă atât de importantă cum este protecția mediului. Pașii următori ai proiectului sunt, deci pe platforma de care vă ziceam mai devreme, kinoteca.blog0.ro, sunt filme pe care profesorii le pot folosi gratuit. Trebuie să-și facă un cont cu școala pe care o reprezintă și să-și lase datele de contact, însă toate filmele sunt puse la dispoziția lor gratuit. Așa, pașii următori sunt, vom continua caravana, următoarea proiecție va fi organizată în Comuna Băița din Hunedoara. Proiecțiile vor fi în școală pentru că tot așa va ploua, din păcate. Următoarea este în Fie, în Dâmbovița. Iar în luna august organizăm o tabără pentru copii, cel mai probabil în Sulina, pe teme de mediu, activism și drepturile omului, unde 24 de elevi, chiar și din Bicaz, vor participa la activitățile puse la cale de noi. Iar finalul, rezultatul acestei tabere va fi și o bandă desenată făcută cu ajutorul copiilor pe teme de mediu. Doamna Loredana, noi la Bicaz am avut un eveniment de mediu, nu cu mult timp în urmă, și auzindu-vă spunând Bicaz, Fieni, așa, mi-am dat seama că sunteți într-un parteneriat, într-un fel oarecare, și cu Heidelberg Cement, nu? Da, da, da. Este, proiectul este implementat de Asociația Mai Mult Verde în parteneria cu Bloc Zero și finanțat de Heidelberg Cement România. Deci vreau să subliniem și lucrul acesta, pentru că la noi s-a vorbit mult despre Heidelberg Cement în ultima perioadă la modul celălalt, adică în calitate de zonă de unde a plecat o poluare accidentală, și e bine să subliniem că acest gen de programe se desfășoară acolo. Hai să spunem că mai spălăm imaginea așa un pic, ca să fim mai... Eu vreau să cred că mai degrabă lucrăm cu oamenii, că ei trebuie să fie conștienți că există probleme de mediu în comunitățile în care trăiesc și să învețe să răspundă într-un fel sau altul acestor provocări. Adică proiectul este unul educațional și este și pe activism și cum să te implici în comunitate, să rezolvi anumite probleme sau să pui presiune pe autorități și pe industria din zonă ca să... Exact, exact. Știți, în emisiune cu mine în acest moment este inspectorul școlar general al județului Neamț, domnul Mihai Obreja. Și el va aude, vă vede. Și cred că, dacă nu punem noi presiune pe el, apropo de presiune, să popularizeze și din partea inspectoratului adresa pe care ne-ați dat-o, unde sunt acele filme. Cine știe, poate mai găsim și alte școli din Neamț dornice să colaboreze cu dumneavoastră acum și în viitor. Eu vă mulțumesc pentru participare și când veniți în Neamț vă așteptăm... cu drag, să știți că mai sunt și locuri de unde trebuie strânse gunoaie, mai sunt și școli cu profesori dedicați și copii care vor să vadă un film. Vă mulțumesc și vă doresc cele bune în activitatea pe care o desfășurați. Mulțumesc asemenea și mulțumesc de invitație. La revedere, numai bine. La revedere. Da, pentru că s-au relaxat un pic restricțiile acestea privind SARS-CoV-2. Există și din partea noastră deschidere, disponibilitate pentru a intra în parteneriat cu ONG-urile, pentru că au avut de suferit și eu înțeleg foarte bine, ele acoperă o parte din obiectivele pe care le avem noi în domeniul educațional. Inițiativa foarte bună. Inițiativa bună. Școala, un proiect nu numai național, ci și internațional, numai că, vedeți, cei 2 ani au însemnat o pauză
Și cum există acest obiectiv, de exemplu, școala eco, școlile verzi, dublate de digitalizare, asta înseamnă că și ONG-urile vor avea un cuvânt de spus și noi le așteptăm de aici încolo să ne fie parteneri. Cele serioase, ca să fie cele foarte serioase, clar. Bineînțeles. Nu șmecherii la bani doar așa. În astfel de proiecte, pentru că eu cred că și noi putem face ceea ce fac alții, fac cei peste ocean, putem face voluntariat în zona aceasta. Și scopul unor astfel de proiecte trebuie să fie și acela de a dezvolta, de a cultiva spiritul civic. Pentru că, din păcate, o școală nu poate fi mai bună la un moment dat în raport cu societatea în care ea există, funcționează. Da? Când ne-am întrebat de multe ori, școala de ce nu face? Școala sau ceea ce se întâmplă pe stradă se are cauza în școală. Nu este adevărat și noi putem, am spus și eu cred mult, că prin astfel de parteneriate, școli, ONG-uri, putem într-adevăr să facem mai mult și noi în zona aceasta a civismului, pentru că școala pregătește, trebuie, într-adevăr, ăsta e obiectivul principal, competenții, trebuie dezvoltate, dar trebuie să pregătească și bunii cetățeni. Apropo de bunii cetățeni pregătiți, cum e cu fișa asta de feedback? Au fost multe discuții în jurul acestei fișe. Am înțeles că de astăzi... În act normativ se vorbea din 2005 despre fișa de feedback. Au fost și neînțelegeri. La un moment dat, unele au fost promovate, cred că chiar din interiorul sistemului de educație. Adică s-a creat la un moment dat o stare de respingere pentru astfel de fișe. Cred că și sindicatele au avut intervenții la un moment dat, că eu mi-amintesc că a apărut și în presa centrală și locală, cred că mai puțin, ideea aceasta că elevii vor da note profesorilor. Un astfel de feedback, cred că un profesor serios l-a cerut întotdeauna de la elevi. Fișa aceasta, practic, reprezintă un instrument prin care, deci administrat la clasa unde predai, poți să afli mai multe lucruri despre ceea ce ai făcut tu efectiv acolo. Și câștigi timp, pentru că ai feedback-ul de la toți copiii, s-ar putea ca unele lucruri să se repete, da? Și atunci, bineînțeles, îți regândești, să spunem, strategia de predare, de învățare, îți regândești instrumentele de lucru, îți poți regândi relația cu elevii, vezi exact cam ce așteaptă de la tine. Și mă refer aici la comportamentul didactic, la ceea ce înseamnă psihocomportament, pentru că noi în școală, cadre didactice, avem sarcina aceasta, eu zic, foarte, foarte importantă, să-i formăm, să-i dezvoltăm ca personalități. Și contează foarte mult cum discutăm cu copiii, cum reacționăm în relațiile cu ei. Pentru că știm cu toții că încă în școli avem situații în care profesorii așa nu obțin un astfel de feedback. Nu-i suficient să mergi în fața clasei acolo să-ți faci predarea, să umpli tabla cu înscrisuri, să dai după aceea un test și să crezi că prin asta ai tranșat, ai rezolvat. Domnul general, suntem niște oameni care am trecut și pe la catedră, da. Și eu mai puțin, dar dumneavoastră mai mult. Ce ne facem cu faptul că teoretic, deci la nivelul corectitudine politice, totul este ok. Da. Avem niște teste, avem profesorii nu toți fac, unii fac, alții nu fac mai bine, alții așa. Dar ce te faci când într-un liceu se înțeleg niște băieți să rezolve, mă scuzați că spun între ghilimele, un profesor sau doi sau trei? Eu nu cred că se va ajunge. Eu pun pariu că se va ajunge. Dacă vor fi cu totul izolate astfel de situații. Bun, ce te faci cu acel profesor care poate fi am înțeles. Poate fi agresat
Am înțeles, da. La modul, omul se duce să-și facă treaba, nu este foarte iubit, pentru că la un liceu unde intră copii cu nota 4, 3, 2 sau la școli profesionale, da, el se duce să-și facă treaba, zice, păi domnule, eu nu pot să-i dau drumul dacă nu are minimum, minimum, da, de cunoștințe. Este cunoscut ca un om mai sever și începe o avalanșă. Cine eu nu testează? Cred că se va ajunge aici și vă explic și de ce. Pentru că această fișă este administrată de către profesor. Deci profesorul o distribuie la fiecare elev, elevii își completează fișa, fișele ajung la profesor, pentru că inițial se discutase într-adevăr ca acest feedback să treacă și pe la director, poate pe la șef de catedră. Eu cred că știți că aproape fiecare clasă, fiecare grup de elevi are câte un grup de discuții. WhatsApp, ce au ei. Cât de greu este să descarci fișa asta și după aceea toți se o discute pe grup. Da. După ce o discută pe grup, unul mai hâtru să zică, ia să o pun eu pe Facebook. Da. Adică... Am înțeles că există într-adevăr și niște riscuri. Deci aici, legate nu, aici de mi se pare că este o administrarea campanie și obținerea feedback-ului de la elev. Dar eu zic că vor fi izolate astfel de lucruri, deci nu vor deveni ele practică, pentru că pornim de la premisa că acest feedback de la elevi va fi folosit deopotrivă și de către profesorul în cauză, dar și de către elevi. Adică profesorul, dacă este corect, își face analiza răspunsurilor acolo și le și prezintă elevilor ce are de gând să facă mai departe. Mi-ați semnalat că înțelegeți mai greu, da, așa. Am să încerc să procedez altfel, da? Pentru că, până la urmă, orice activitate la clasă se înseamnă și un experiment didactic pe viu. Da? Nu seamănă o lecție cu alta, oricât ai dori. Chiar dacă ți-ai impus, ai o structură, dar în funcție de clasă îți reglezi întotdeauna metodele, mijloacele, prin care, instrumentele prin care să realizezi lecția. Adică eu nu sunt, într-adevăr, inițial, se discuta așa, că prin această fișă se dau note, că profesorii vor fi obligați să facă, da? Nu, e o fișă de feedback care are doar rolul acesta de a regla comportamentul profesorului la clasă și când spun comportamentul am în vedere toate aspectele, da? Cel didactic în primul rând, dar nu numai. Înțeles. Pentru că profesorii, elevii poate așteaptă ca relația aceasta să nu fie rece la un moment dat, da? Simt și ei nevoia, de exemplu, cei mai mici, de mai multă afectivitate față de cei mari. Unii nu înțeleg, nu toți dintr-o clasă, da? Sunt individualități și atunci prin fișa aceasta de feedback, un copil, deci anonim, fără semnătură, că așa, eu nu știu dacă un copil recunoaște, să ridice în picioare să zică, doamna profesoară, eu n-am înțeles, cu toate că ar trebui încurajați, da? Pentru că eu am învățat acum 40 de ani, 40 ceva, când făceam școala pedagogică, că e bine să obții feedback-ul direct de la copil, direct în sala de clasă, direct la ora respectivă, da? Învățătorul trece prin întrebări, se oprește la copil, vede dacă este într-un impas, îi explică, îl întreabă și atunci obții feedback-ul pe loc. Dar la gimnaziu și după aceea la liceu este mult mai greu să faci acest lucru cu elevii dintr-o clasă. Este mult mai greu și tot din experiență, nu întotdeauna sunt cooperanți și elevii pentru a... Da? Dacă ai să soliciți un astfel de feedback pe oră direct. Eu nu cred că vor fi probleme. Părerea mea, eu am înțeles, am auzit astfel de discuții purtate și la nivelul corpului profesoral, purtate și la nivelul elevilor. Da? Adică știu că există astfel de discuții, dar eu nu cred. E foarte bine că profesorul e cel care administrează, pentru că până la urmă el răspunde de ce se întâmplă în clasa acolo. Că au fost discuții și pe subiectul acesta. Să vedem de acum directorul, adună el fișele, știe el exact ce spune elevii
Nu? Pe cine rezolvă directorul? Da. Au fost și astfel de discuții și probabil aici sindicatele au avut un pic dreptate. Eu de obicei nu le dau dreptate așa, dar aici cred că au avut un punct de vedere care trebuie sau merită să fie luat în... Bine, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Știu că trebuie să ajungeți la teleconferință și vă doresc și dumneavoastră baftă tuturor celor care merg la examene. Mulțumesc și eu și baftă. Le doresc succes copiilor să obțină note mari și profesorilor și directorilor să fie alături de noi pe durata examenelor care urmează. E o perioadă grea și eu zic împreună cu toții putem să facem lucrurile așa cum se cuvine. Se pregătește pentru concurs și foarte bine. Da. O să le încercăm să le facem, să le parcurgem pe toate. Cele bune, oameni buni, ne vedem mâine dimineață într-o emisiune. O să vedeți cu foarte multe, cel puțin 3 subiecte extrem, extrem de interesante. Numai bine, la revedere, să fim cu toții atenți, că nu uitați, suntem pe cont propriu de cele mai multe ori.